Lăudați să fie Iisus! Vom reasculta atunci textul pe care l-am început marțea trecută. Este prima lucrare pe care Iisus o face după ce am văzut introducerea în Evanghelie, botezul Domnului, ispitele, chemarea primilor discipoli, chemându-i, îi duce înaintea realității omului. Cum e omul? Plin de Duh, de spirit necurat. Și atunci suntem la versetele, primul capitol după Marcu, versetele de la 21 la 28. Și venind în Capernaum și intrând sâmbăta în sinagogă, îi învăța. Și erau uimiți de învățătura lui, căci Iisus îi învăța pe ei ca unul ce are putere, autoritate, nu în felul cărturarilor. Și era în sinagoga lor un om cu duh necurat, care striga tare, zicând: Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit să ne pierzi? Te știm cine ești, Sfântul lui Israel. Și Iisus l-a certat, zicând: Taci și ieși din el. Și scuturându-l duhul cel necurat și strigând cu glas tare, mare, a ieșit din el. Și s-au spăimântat toți, încât se întrebau între ei zicând: Ce este aceasta? O învățătură nouă și cu putere? Că și duhurilor necurate le poruncește și îi se supun. Și a ieșit vestea despre el, îndată pretutindeni, în toată împrejurimea Galileei. Și atunci, o să rezumăm ce am făcut data trecută. Au noroc că s-a oprit. După ce Iisus i-a chemat pe ucenici, i-a dus înainte acestui om îndrăcit. Prima acțiune pe care Iisus o face este să alunge rău, aspectele satanice, diabolice, din om. Spiritul, pentru că spiritul necurat am văzut că înseamnă ispititorul, înseamnă satana, cel care ne acuză, diavolul, cel care ne divide, cel care ne face să spunem tot felul, să trăim în minciună. Nu? Am văzut că acest îndrăgit se afla în sinagogă, era liniștit acolo și se agită numai când vine Iisus. Am văzut acest mod de a vorbi a lui Iisus cu putere, pentru că el spune adevărul cu autoritate. Nu folosește un limbaj dublu pentru a minți, pentru a domina. Ci Iisus spune adevărul pentru a sluji. Am văzut că este important să ne uimim, să nu avem prejudecăți, pretenția că deja le știm pe toate. Pentru că dacă avem, spunem, eu asta deja știu, întrerup dialogul cu celuilalt. Nu mai primesc noutate de la celuilalt. Și toți avem în noi un potențial infinit, fiind după chipul și asemenea lui Dumnezeu, fiind fiii lui Dumnezeu. Toți avem în noi aspecte infinite. Nu? Și atunci prejudecățile întrerup această comunicare. Când citim Evanghelia, e adevărat că simțim uneori o tulburare. Dar nu pentru că Evanghelia ne vrea rău, ci pentru că Iisus vrea să ne elibereze de acest spirit necurat. Deci e normal că atunci când simțim Evanghelia, înseamnă că suntem pe calea bună. Când simțim vreo un pic de stres, o agitație, o mirare, o uimire, o tulburare, înseamnă că ne spune ceva noi nou pe care noi nu-l știam. Înseamnă că ne eliberează de limita noastră, ne deschide spre un orizont mai mare. Am vorbit mult despre alianța dintre diavol și Dumnezeu. Diavolul vrea să ne facă să credem că există o alianță între el și Dumnezeu. Pentru că nouă ne-a prezentat de la început o imagine falsă despre Dumnezeu. Și prin urmare o religiozitate falsă. Nu e adevărat, îi spune șarpele, că Dumnezeu te iubește și îți vrea binele. Acea minciună de la început.
El e stăpânitor, se simte bine, e acolo sus, e atotputernic, dar tu trebuie să te împlinești, mănâncă din pom și vei fi ca Dumnezeu. Și omul are dorința de a fi ca Dumnezeu. Dar diavolul îi prezintă imagine greșită despre Dumnezeu. Și am spus că cel care ne prezintă adevărata imaginea lui Dumnezeu este Isus. Și de aici vom relua. Din înaltul cruci, Isus ne prezintă adevărata imaginea lui Dumnezeu. Dar aș mai insista doar două minute. Vorbind despre spiritul necurat, am spus, descriindu-l, că noi avem experiența acestui spirit și am subliniat că întristarea, neîncrederea, închiderea în sine, teama, neliniște, agitația, întunericul, sentimentul că nimic n-are sens, căderea în depresie prin cuvinte ca vezi cât e de rea lumea și atunci rămân în depresie, nimic nu se poate schimba, sunt grădit, nu mai am cale de mântuire. E mai bine să ne ascundem, să nu trăim în lumea asta, ba chiar să răspundem cu rău. Toți simțim acest spirit care condiționează și subjugă viața noastră în mod teribil, împiedicând adevăratele relații interpersonale bazate pe adevăr. Despre omul care spune adevărul, am spus că se comunică pe sine. Prin urmare, cu un om care spune adevărul, poți intra în comuniune cu el, te poți înțelege, poți dialoga cu el, păstrând diferențele. Căci există o acceptare reciprocă. Eu îl accept, el mă acceptă. Așa cum e, păstrând diferențele, bazată pe o comunicare adevărată. Dacă nu, se naște, și astfel se naște comunicarea în diversitate. Dacă nu avem această comunicare bazată pe adevăr, înseamnă că într-un raport ar exista, pe ce e bazată comunicarea? Pe suprimarea celuilalt, adevărul numai la mine, nu? Fapt care înseamnă ucidere. Și am spus că acel cuvânt mincinos face exact opusul comunicării adevărate. El, omul care minte, întotdeauna vrea să întindă capcane. Prin minciună nu se comunică pe sine celuilalt, ceea ce simte, ceea ce crede, adevărul său, ci comunică cu celălalt doar cu obiectivul de a-l înșela. Îi spune anumite lucruri, întinde momeli ca să vadă cum gândește celălalt, ca celălalt să-și descopere intențiile și să cadă în cursă întinsă de omul care vorbește, nu, cu dublu înțeles. Pentru că astfel să-l aibă la mână, să-l domine, să-l șantajeze. Această comunicare în economia de piață nu contează adevărul, contează cât sunt de șmecheri în a face publicitate și a înșela pe alții ca eu să mă îmbogățesc. La fel în lumea politică. Să găsesc o strategie prin care, chiar înșelând, că obiectivul meu care e nu să spun adevărul, să obțin puterea cu orice mijloc. După aceea, și apoi vom reveni, am spus că uimirea e importantă când un om nu se mai minunează, pretinde că le știe, înseamnă că nu mai înțelege nimic, ci zice, deja știam. Cuvinte care ne indică, de fapt, că n-a priceput nimic. Apoi, de fiecare dată când citim Evanghelia, vom simți că ne tulbură pentru că Iisus vrea să ne scape de rău. Cam astea au fost lucrurile pe care am dorit să le subliniez și sunt foarte importante. Nu? Și acum vom vedea ce fel, aici am rămas data trecută, de imagine despre adevăratul Dumnezeu ne prezintă Iisus. Textele din Ioan, la capitolul 3, versetul 14, textul acesta ne spune, după cum Moise a înălțat șarpele în pustie pentru a-i vindeca pe cei care au fost mușcați de șarpe, simbol al mușcăturii înșelătoare, al minciunii, al șarpelui din Geneză, așa trebuie să se înalțe și Fiul omului pe cruce. Numai când Fiul omului va fi înălțat pe cruce vom primi darul vindecării. Mai bine, de la Fiul omului înălțat pe cruce primim darul vindecării. La fel ca în Exod. Apoi, numai când îl vedem pe Dumnezeu pe cruce, înțelegem că șarpele a mințit despre Dumnezeu.
pricepem cine e adevăratul Dumnezeu. Este Cel care mă ajută, Cel care mă iubește cu iubire absolută. Acum înțelegem cine e Dumnezeu și cine suntem noi. Deci ni se schimbă imaginea noastră despre Dumnezeu, dar și despre om. Cine e Dumnezeu? Mă iubește cu iubire absolută. Cine e omul? Cel care e iubit de Dumnezeu în mod absolut. În față, haideți că este loc. Haideți. Toată lumea se pune în spate. În Ioan 8, când veți înălța pe Fiul omului, atunci îl veți cunoaște pe Eu sunt. Eu sunt în numele lui Dumnezeu din Exod. Definiția lui Dumnezeu, Exod 3 cu 14. Eu sunt Cel ce sunt. Deci, pe adevăratul Dumnezeu, nu? Când veți înălța pe Fiul omului, atunci îl veți cunoaște pe adevăratul Dumnezeu. Când Fiul omului va fi înălțat, îi va atrage pe toți la El, alungând stăpânitorul acestei lumi, biruind Satana. Prin jertfa de pe cruce, Iisus alungă stăpânitorul acestei lumi. Alungă rău, învinge moartea. Și aici am rămas. Ultimele cuvinte pronunțate de acest om care au fost adresate lui Iisus. Te cunosc cine ești. Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Și acestea sunt cuvinte corecte. Un îndrăcit, un om plin de diavol, mai mult diavolul din el, recunoaște cine e Iisus. Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Deci îndrăcitul îl cunoaște pe Dumnezeu, pe Dumnezeul adevărat. Problema e alta, că imediat după propune și are o imagine despre Dumnezeu adevărat cu totul satanică. Ce zice? Ai venit să ne pierzi? Ca și cum Dumnezeu vieții este dătător de moarte. Știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu! Și noi zice, știm, tu ești Dumnezeu, Iisus Hristos e Dumnezeu. Dar ce fel de Dumnezeu avem în minte? Tu ești Sfântul lui Dumnezeu și ai venit să mă pierzi? Ce fel de Dumnezeu își imaginează și cunoaște acest om care frecventa sinagoga? Nu doar noi, ci și ateii au exact această imagine diabolică despre Dumnezeu. Tu ești sfânt, separat, departe? Te simți bine pe contul tău? Și când te apropii de noi, vii să ne pierzi. Este imaginea satanică. Și de câte ori în viață noi n-avem sentimentul că Dumnezeu ne pedepsește, că Dumnezeu nu ne iubește, că Dumnezeu nu ne înțelege, că Dumnezeu nu ne ajută, că Dumnezeu ne pune la încercare pe nedrept. Sunt toate aceste rămășițe din Geneza 3, de la început. Nu e adevărat că Dumnezeu îți vrea binele. Descurcă-te după contul tău, că numai așa te simți gol după. Aici este marea oportunitate a lui Iisus, tocmai pentru că nu învață prin cuvinte, prin teorii, ci prin viața sa, prin persoana sa. Și singurul mod de a se face cunoscut așa cum este. E singurul mod prin care noi nu mai putem inventa alte idei, alte teorii, alte filozofii, ci putem doar să primim această persoană, acest om, această viață, Iisus, așa cum au acceptat-o primii apostoli, și apoi să vedem cum este eliberat îndrăcitul. Și acum, practic, intrăm în miezul temei. E impresionant că acest bărbat se identifică cu diavolul, cu răul, cu boala din el. Crede că el este diavolul și că așa e normal. După ce am făcut rău, am falimente, rău, boala, e normal să fie identitatea mea. Răul este identitatea mea. Ce zice lui Iisus? Tu vii să o distrugi? Ai venit să ne pierzi? Vorbește omul, dar vorbește rău din el. E bine așa cum sunt, că doar să deam în sinagogă liniștit, n-am avut nicio problemă până n-ai venit tu. Însă toți reacționăm așa, atunci când un altul vrea să ne deschidă noi orizonturi. Ce ai cum? De ce nu mă lași în pace? De ce mă deranjezi? Dar nu el vorbește, ci răul din el. El ar vrea opusul, ca și fiecare om, pentru că fiecare om este creat pentru viață și fericire, viață infinită, viață plină. Deci, în mod adevărat,
toți suntem însetați după viață plină. Pe de o parte avem această sete, pe de altă parte avem această închidere. Cum am spus mai înainte, tot ce ne închide, ne blochează, nu? Tot. În fond, Iisus nu face nimic altceva decât să, când ajunge, când se prezintă Iisus, să despartă bolnavul de boala sa, de demonul din el. Alungă demonul din noi. Dacă lăsăm să se apropie și intrăm în dialog cu el. Acest lucru iese limpede din cuvintele pe care Iisus îi le spune. L-a certat? Iisus nu ceartă omul, ceartă diavolul din el. Și i-a spus, taci și ieși din el. Ia câtă pe cine l-a certat, pe acestuia care îi spune, taci și ieși din el, pe diavol, pe rău, pe dușman, pe moarte, tot tuneric. Iisus se apropie de noi încă de la început. Și asta ne va arăta în toată Evanghelia, felul cum Iisus ceartă rău și l-alungă din noi. Cine trebuie să tacă și să iasă răul care stă în acest om, ca și cum a locui în casa sa? Căci omul nu e casa răului. Răul n-are ce căuta în om, după părerea lui Iisus. Trebuie să ieși din el și să taci. Acesta e primul cuvânt al învățăturii lui Iisus. Îi poruncește să tacă nu omului, ci răului. În noi stă răul care vorbește, iar în noi îl ascultăm. Așa cum, de la început, Eva și Adam ascultă de sugestiile șarpelui. În limba greacă, porunca este, puneți botnița, ca și cum ar trebui să întrerupă acest mod de a vorbi, dar și acest mod greșit de a vedea viața. Îi spune omului, auzi, nu mai vorbi, nu ești făcut să vorbești așa. Nu ești făcut să ai imagine, să-ți închipui că viața e asta. Că se apropie Iisus de tine și te pierde. Vorbele spiritului necurat ne arată modul greșit în care un om poate trăi. Cum privește viața un astfel de om? Vede numai răul și într-un fel se împrietenește cu răul. Răul nu-l mai tulbură. Îl turbură doar sosirea lui Iisus. E atât de normal devenise rău pentru el. Nu era nimic ciudat, era foarte uman, diabolic. Toți ne închidem în capriciile noastre, iar ele devin absolutul nostru. Interesul meu, durerea mea de cap, sensibilitatea mea, sentimentele mele, sunt mai importante decât întreaga lume. Fiecare se gândește numai la sine. Vedeți cum devenim diabolici. Și rău iese dificil, vrea să rămână, parcă e normal să fim așa. Nu? Închiderea în sine nu are nimic ciudat. Însă cuvântul Iisus, cuvântul adevărat, vine să o piardă, pentru că cuvântul creează relație, comuniune, mă scoate din închiderile mele, elimină mecanismele mele de apărare. Asta mă ajută citirea Bibliei. Mă vindecă de închideri, mă scoate din închidere, elimine mecanismele mele de apărare și mi-arată că astfel, odată vindecat, mă simt mai bine. Apoi Iisus îi poruncește, ieși din el. Înseamnă că la un moment dat a intrat în acest om. Înseamnă că nu era de la început în om. Înseamnă că omul n-are nevoie de Duhul rău. Că Duhul rău nu face parte din om. Ce a intrat ulterior? Taci și ești din el. Nu ești în el de la început, a intrat în mod abuziv. Porunca lui Iisus ne arată încă un adevăr. Acel cuvânt mincinos al șarpelui din Geneză, care ne era prezentat ca fiind șarpele din exteriorul omului, acum vedem că e în inima omului, în interior. Rău vorbește din interiorul omului. Și riscăm să-l ducem în noi, dar Iisus poruncește să iasă, căci interiorul omului nu-i locul în care să stea cuvântul mincinos. Înseamnă că porunca lui Iisus este o eliberare a omului, este o scoatere afară a răului din noi. Poruncile lui Iisus
au ca scop să ne elibereze, să scoată răul din noi. Acesta e exorcismul, adică eliberarea noastră de acest rău și posibilitatea pe care Domnul ne-o dă ca să fim noi înșine. Se apropie de noi și ne reface oameni, ceea ce eram de la început. Nu subjugați, nu stăpâniți de acest rău. Să nu permitem să vorbească rău în locul nostru. Să nu permitem să fim posedați de rău. Să nu permitem să folosim limbajul dublu al minciunii, care strică relația cu noi înșine, cu aproapele și cu Dumnezeu. Am pornit de la convingerea că acest om cunoștea cine-i Dumnezeu. Tu ești Sfântul lui Dumnezeu, nu? Dar vedem că, de fapt, Dumnezeu cunoaște cine-i omul și ne spune cine suntem, că, cu adevărat. Iisus ne spune care e adevărul nostru. Taci și ieși din el. Omul nu-i făcut ca diavolul să locuiască în el. Asta ne spune Iisus. Omul este cel care nu are în interiorul său acest rău, acest duh. Răul nu aparține omului, ci a intrat după în om, amenințându-i relația cu Dumnezeu, dar și cu frații. Cuvântul adevărat, Iisus, demolează aceste relații false pentru a reconstrui viața omului pe un alt fundament. În Ioan, la capitolul 8, versetele 31-32, este scris, Iisus vorbește, dacă veți rămâne, dacă veți locui în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul, opusul minciunii, faptul că Dumnezeu ne este Tată, noi suntem fii, iar Domnul ne iubește și noi suntem iubiți, iar adevărul vă va face liberi. Dacă veți rămâne în cuvântul meu, ce înseamnă a rămâne în cuvântul lui Iisus? Să deschid Biblia, să o citesc, să o cred, să o meditez, să o transpun în viață. A rămâne în cuvânt, a rămâne cu Iisus. Cuvântul nu e o vorbă, e o persoană. Te îndrăgostești, te încredințezi. În momentele grele, ai cuiva care îți spui, ajută-mă, sprijină-mă, dă-mi tărie, dă-mi putere, luminează-mă. Și adevărul vă face liber, dacă veți rămâne în cuvântul meu. Unde din mintea, unde din inima? Ei răspund că deja sunt liberi, căci sunt fiii lui Avram. Iisus le spune că tatăl lor e ucigaș, e mincinos încă de la început. Vedeți capitolul 8. Altfel spus, de la început omul locuiește în cuvintele sale mincinoase, i-a tras, cucerit de cuvinte, în problemele sale. De la început omul îi cu gândul și cu inima la lucrurile sale de făcut, ca și cum acestea ar fi absolutul. Deci omul nu trăiește în adevărul relațiilor pentru care e făcut. Dumnezeu mă iubește infinit. Eu mă pot iubi și îi pot iubi și pe alții. Nu am nevoie să-L îmbunez pe Dumnezeu și pe alții, ci în sfârșit stabilesc cu Domnul și cu cei de lângă mine un raport liber, nu bazat pe subjugare, pe dominare reciprocă. Și acesta este un întreg program care ne schimbă radical viața, un întreg program ce trebuie să dureze de-a lungul întregii vieți. Zilnic suntem puși la încercare. Zilnic suntem ispitiți să alegem minciuna, căile mai ușoare. Iisus face numai 4 exorcisme, iar crucea, exorcisme înseamnă eliberări de rău, de-a lungul Evangheliei. Iar crucea este ultimul exorcism. Ce elimină? Elimină moartea, biruie moartea. Iar în ultimul, omul rămâne ca mort, și trebuie să învie, înseamnă că răul este cu greu din om. Iar omul se luptă cu răul pe tot parcursul vieții. Și Iisus a trebuit să lupte cu ispititorul până la sfârșit. Am spus că Evanghelia după Marcu nu are relatate cele 3 ispite ca și Matei și Luca, ci întreaga Evanghelie este o continuă ispită, o punere la încercare.
O sugestie ca să abandoneze calea bună pe care a urmat-o, ca să apuce pe calea rea. Singura dată în Evanghelia după Marcu când Iisus spune cuvântul Satana este în episodul cu Petru, pentru că în timpul ispitelor Iisus nu dialoghează cu cel rău, în sensul că îi dă răspunsurile, da? În episodul cu Petru, care îl recunoaște ca fiind Mesia, Hristos, care, dar imediat după, Iisus îi zice: "Meri în spatele meu, Satană, pentru că nu judeci ca Dumnezeu, ci ca oamenii." Deci, nu judeci ciudat, ci judeci la fel ca toți oamenii. Adică ai această gândire autoreferențială, te gândești numai la folosul propriu, numai la tine. Și religia se gândește doar la sine. Spre exemplu, un creștin crede că toți trebuie să fie ca el, altfel dacă nu-i ca el le declară război. Această gândire nu-i după Dumnezeu, ci satanică. Satana judecă la fel ca toți oamenii. Să fim atenți când vrem să fim un pic mai umani. Ce înseamnă să fim un pic mai umani? Înapoi a mea, Satană, că judeci ca oamenii. Noi am primit prin botez, am fost îmbrăcați în Hristos. Suntem chemați să judecăm ca și Hristos. Convertirea înseamnă să trec de la a judeca ca toți oamenii la a judeca cum judecă Hristos. Asta e convertirea. Să trec de la, că așa zice tata, așa zice mama, așa zice bunicu. Eu trebuie să știu, dar ce zice tata și mama și bunicu? Sunt în linie cu ce a zis Iisus Hristos, da sau nu? Că dacă nu sunt, eu nu respect ce spune tata și mama și fratele și bunicu și unchiul. Dacă sunt adevăruri și sunt în linie cu ce spune Hristos, le respect. Dacă nu, nu. Asta e omul matur, asta e omul liber, asta e omul responsabil. Ascultăm ultimele cuvinte, versetele de la 26 până la 28, Florentina. 26:28. Duhul cel necurat și strigând cu glas mare a ieșit din el. Și s-au spăimântat toți, încât se întrebau între ei zicând: ce este acesta? O învățătură nouă și cu putere, că și duhurile necurate le poruncește și îi se supun. Și a ieșit vestea despre el îndată pretutindeni în toată împrejurimea Galilei. Mulțumesc! Începem să înțelegem noutatea. Noutatea este că vestea bună, nouă, răul, duhul necurat a ieșit din el și în sfârșit omul este liber. Noutatea este libertatea, dar mai întâi s-au întâmplat unele lucruri până ca acest om să ajungă să fie eliberat de rău, liber. Cuvântul scuturându-l indică o luptă. Și strigând cu glas mare, ne arată că este o luptă în care acest spirit se împotrivește să iasă din om, nu vrea să iasă din om. Ar vrea să stea în om, însă e alungat de cuvântul lui Hristos, de Hristos. În măsura în care eu reușesc să primesc cuvântul lui Iisus, taci și ieși din el, nu mai este loc pentru celălalt cuvânt în mine. Ăla pleacă. Citind Biblia, cunoscând Biblia, nu mai poate sta cuvântul întunecat în mine. Pleacă. Vedeți ce simplu. În care cuvânt mă încred? În acela din Geneză, capitolul 3, Adam a fost pus să aleagă în cine să se încreadă. Și la fel este și cu fiecare dintre noi. Mă încred în Iisus sau în Dumnezeul pe care îl prezintă șarpele din Geneza 3? Eu am înaintea mea două cuvinte.
Dumnezeu care mi-a dat darul creației, mi-a pus tot la dispoziție? Sau vine celălalt, șarpele, care acum am văzut că e interiorul nostru? Dacă primesc cuvântul lui Iisus, acest cuvânt mă eliberează din interior. Este adevărat că spiritul necurat se împotrivește și nu ar vrea să mă abandoneze, dar până la urmă iese. Oricât se împotrivește, până la urmă acest spirit necurat pierde. Faptul că Iisus face 4 exorcisme, 4 sunt cele 4 puncte cardinale, simbol al lumii întregi. Întreaga lume va fi exorcizată, adică Iisus va alunga răul din întreaga lume. Dacă primesc cuvântul lui Iisus, acest cuvânt mă eliberează din interior. Este adevărat că spiritul necurat se împotrivește și nu ar vrea să mă abandoneze, dar până la urmă iese. Iar acest om, care la început părea cel mai rău, posedat de diavol, întunecat, cu cele mai mari boli, este primul care este eliberat. Despre toți ceilalți care erau acolo și erau liniștiți, nu se spune că vreunul a fost eliberat. Acest om, în urma unei lupte, în urma unui țipăt, în urma unei scuturări, a fost eliberat. Vom vedea că și în ucenici era atunci prezent o zonă de diavol. La jumatea Evangheliei, înapoi a mea satană, că tu judești ca oamenii, spune lui Petru. Și nu ni se spune că acum Petru a fost eliberat. Nu-i prezentat acest om ca și excepție, ci ca exemplu pentru toți. Dacă primesc acest cuvânt pe Iisus, acesta mă eliberează, scoate răul din mine. Nu-i se cere acestui om să se elibereze singur de rău, ci să permită să fie mântuit, scăpat de rău, să permită să locuiască în el cuvântul bun. Textul ne descrie pe noi cititorii, dacă ascultăm cuvântul în mod corect. În acest loc începem să ascultăm, pentru că suntem și noi cu Iisus, la fel ca Petru, Iacob, Ioan, primii 4 pe care i-o chemat, iar avem numărul 4, simbol al lumii întregi, care sunt acolo și ascultă, stând la cateheză, citind Biblia, citind acest pasaj, în care Iisus cu primii 4 ucenici se duc și întâlnesc și noi suntem acolo. Ei vor avea diavolul lor până la sfârșit. Petru este numit satana la jumătatea Evangheliei. În schimb, acest bărbat deja este eliberat. Acest fapt înseamnă că de fiecare dată când citesc cuvântul, și eu am toate reacțiile negative, deoarece cuvântul îmi arată adevărul meu, care mă deranjează. Căci eu aș vrea să-mi confirme toate apucăturile și relele și închiderile și fricile mele, gândurile mele deșarte, iluziile, planurile. Mă deranjează că Iisus nu judecă cum judec eu. Taci și ieși. Lumea este diferită de felul în care o percepem noi și noi suntem diferiți și realitatea înconjurătoare. Nu răul stă la început, ci a intrat după. Subliniem ca să înțelegem bine acest lucru. Noi trebuie să-l alungăm, să-l facem să tacă, pentru că dacă-l ascultăm, răul din noi crește la infinit. Dacă viața noastră e fără Dumnezeu, dacă alegerile, dacă mentalitatea, dacă gândurile sunt fără Dumnezeu, vor crește la infinit fără. Și vom fi mereu dominați. Nu? Nu, satana, nu satana înfăptuiește răul, ci îl facem noi. Satana doar ne sugerează. Ci îl facem noi cu tulburările, cu încăpățânările și cu închiderile noastre noi înșine. Și ne facem rău atât nouă, cât și altora. Am spus că satana nu mai are nicio putere. Poate dar să ne inspire teamă, agitație, stres, neliniște și în felul ăsta ne domină. Și omul face toate lucrurile pentru care e agitat, stresat, înfricat, neliniștit. Nu satana le face noi.
De-aia e important imediat pasul următor. De fiecare dată când citim Evanghelia, vom avea un impact similar. Vom rămâne taci și ieși din el, l-a scuturat, l-a lăsat liber. Până când vom zice, dar noi o știm pe de roșii, vom rămâne liniștiți, considerând că nu s-a întâmplat nimic. Suntem liniștiți căci încă Iisus n-a venit. Altfel spus, ne-am înfundat bine urechile și nici măcar Iisus nu mai poate intra. Când intră, când îl lăsăm să intre, el cutremură arogantele noastre echilibre, pretinsele noastre echilibre, eu ești echilibrat. De ce le cutremură, le scutură? Pentru a ne elibera de rău și nu pentru a ne deranja. Iisus intră și ne determină să ne întrebăm, ce se întâmplă? E o întrebare care nu îi privește pe alții, ci pe noi în mod direct. Căci este o întrebare nouă, puternică, e ascultarea acestui cuvânt care ne scutură, pentru că ne scutură din interior. Căci în noi se întâmplă lucrurile care ne surprind. Cuvântul lui Iisus cere să fie primit de noi și zice, îi zice răului, taci și ieși din el. Până în acest loc Iisus a spus, a sosit timpul, adică s-a împlinit vremea. Împărăția lui Dumnezeu este aici, s-a apropiat, înseamnă este aici. Dacă tu te convertești și crezi în Evanghelie, în vestea bună, care e vestea bună? Că poți face să tacă răul din tine, răul care locuiește în tine, răul prezent în tine. Taci și ieși din el. În ce fel? Printr-o comunicare adevărată. Adică nu cauți aprobări, confirmări, confirmările la care tu te gândești, la ceea ce tu vrei, nici de la alții, nici de la Dumnezeu. Pentru a-i ține bun, pentru a-i avea de partea ta, nu trebuie să lingușești pe nimeni, căci toți suntem iubiți și toți suntem iertați și justificați. Și trebuie doar să vestim adevărul a ceea ce suntem, oameni iubiți și iertați. Nu e un lucru care se înfăptuiește imediat, pentru că ieșirea din răului din noi durează întreaga viață. Unii spun că anumite ispite ne vor părăsi numai la 15 minute după ce vom muri. Deci ieșirea răului din noi durează întreaga viață. Noi avem un potențial infinit de a ne umple de divin. E un drum progresiv. Ieșirea răului din noi înseamnă să știm să discernem. Ne apropiem de final cu pași repezi. Ce înseamnă acest discernământ? Toată munca spirituală, toată lucrarea spirituală constă mai întâi de toate în a simți ceea ce simt în interior. În a simți, să percep, să-mi dau seama de ce simt în interiorul meu. Căci dacă nici măcar nu simt ceea ce am în interior, ceea ce simt, înseamnă că oricum le voi înfăptui pentru că omul înfăptuiește ceea ce simte, dar nici măcar să-mi dau seama din ce motiv fac un lucru și nu fac altul. Deci trebuie să simt ce am în interior. Iar odată ce simt ceea ce simt, să caut să știu dacă ceea ce simt este bine sau rău, lumină sau întuneric, gândurile mele, ideile, simțe, de unde, sunt bune sau rele. Mă conduc la viață sau la moarte? Și odată ce am simțit dacă sunt bune sau rele, dacă mă conduc la viață sau la moarte, aici intră în joc decizia mea. Deci nu ajunge, eu simt așa, nu. Dar ceea ce simți, e bine sau e rău? Te conduce la viață sau la moarte? Și acum aleg. Dar mai întâi, de primul pas este să simt cam în mine anumite simțiri. Ce fel de simțiri? Iar apoi, deci odată ce percep ceea ce simt, să caut să știu dacă este bine sau rău, lumină sau întuneric, dacă mă conduce la viață sau la moarte. Iar apoi, ce trebuie să fac?
să mă dezic, să mă separ, adică de ceea ce e rău, ceea ce mă ispitește, și să primesc ceea ce este bine, puțin câte puțin. În acest fel, binele pe care îl primesc crește tot mai mult, iar răul dispare. Dar este o muncă ce durează întreaga viață. Toată munca spirituală constă în a mă separa, în a mă dezice de răul care vorbește în numele meu și care vrea să se identifice cu mine, iar eu să mă identific cu el. Asta vrea răul, ca el să se identifice cu mine și eu cu el. Deci toată munca spirituală constă în a mă separa de acest rău, în a-l recunoaște și a nu-l dori. Apoi să-l recunosc ca fiind un rău care există în mine, în mod abuziv. Da, am aceste sentimente, sunt în mod abuziv. Eu nu sunt făcut să stea rău în mine, nu le doresc. Iar primirea cuvântului adevărat al lui Iisus în mine îl determină progresiv pe cel rău să iasă. După cum relația cu ceilalți mă vindecă progresiv de singurătate și de egoism. Puterea lui Iisus nu-i cea a omului care apasă sau oprimă, ci cea a celui care vorbește și în loc să distrugă, a venit să te iubească. Aceasta este singura putere a lui Iisus. El nu constrânge. Nu e o putere cum ne-o închipuim noi, după cum nu e un Dumnezeu cum ni-l imaginăm noi. Acest Dumnezeu îmi vorbește și nu altul. Eu pot rămâne în robie, în sclavie, și să stau liniștit, căci acest om trăia ca un rob, dar era liniștit. Și am explicat în cateza trecută, și în sinagogă, și în zi de sabat. Și am explicat că nouă, în zi de duminică, în biserică, ni s-ar putea întâmpla să stăm liniștiți, deși robi, posedați. De un alt cuvânt, cuvântul mincinos, de exemplu. Dar Iisus s-a apropiat. Vestea bună e că fiecare, toți, putem primi darul exorcismului. Catehezele au rolul că ascultându-le, încet, încet, nu dintr-o dată, întunericul începe să dispară și într-adevărul. Și ne redescoperim eliberați de rău, liberi. Să fim iubiți și să putem iubi. Ați ascultat Evanghelia de astăzi? Cine a fost la biserică, vă mai amintiți? Ce, care era finalul? Ce am spus două cuvinte despre ce? Cel care mult o primit, mult i se va cere. Și atunci noi stăm liniștiți că noi n-am primit mult, alții o primit. Și am spus că deja faptul că am primit viața, am primit mult. Deja faptul că am fost botezat, am primit Spiritul Domnului, Duhul Domnului. Apoi ce vrei mai mult? Dar astea primindu-le, suntem chemați să le dăm. Pentru că ni se va cere socoteală. Ai primit aceste daruri, ce faci cu ele? Tu ai darul vieții, dar ce faci cu el? Dai viața. Ai darul Spiritului, ai darul Duhului, dar ce faci cu el? Dai Spirit, oferi? Că darul e primit, darul are o în natura sa se dăruiește, nu se posedă. Mult o primit, mult se va cere. Că eu am primit puțin și atunci eu stau liniștit că mie nu mi se va cere nimica. Nu, e prea simplu. Înțelegem? Văd că cutremurați. Am stat liniștit până acum că au primit darul episcopul și preoții și papa și noi n-avem nicio treabă. Că noi n-am primit nimic. Nu. Gândiți-vă. Are preț viața, are preț, ne-am îmbrăcat în Hristos la botez, are preț faptul că a coborât Spiritul peste noi, că suntem temple ale Spiritului Sfânt. No, păi darurile astea nu sunt ale noastre, le-am primit. Ce facem cu ele? Vedeți că sună altfel tot. Ne apropiem atunci de final.
Eu pot să rămân în robie și să stau liniștit, căci acest om trăia ca un sclav, dar era liniștit. Dacă nu l-ar fi întâlnit pe Iisus, ar fi continuat să trăiască într-o aparentă liniște, dar într-o pace care e rodul sclaviei. Acest fapt ne spune că omul nu vrea cu ușurință să înfrunte, să apuce pe drumul spre libertate. Vrea cu vorba, dar apoi se descurcă în multe alte feluri. Cu vorba toți vrem să fim liberi, dar apoi lasă că mă descurc eu singur. Văd, eu caut alternative. Iisus ne cheamă la libertate, la mântuirea de rău, să ne scape de rău. Textul se încheie notând că faima lui Iisus se răspândea imediat în tot ținutul Galilei. Faima lui Iisus, parfumul lui Iisus, puterea lui Iisus se răspândea. În Galilei, am spus, zona păgână și-a ajuns până la noi. Nu? Această învățătură nouă se răspândește, nu se limitează la locul în care este vestită, predicată. Aici e predicată, în biserică, acum auziți voi. Ei, trebuie să se răspândească. Fie prin preot, fie prin voi. Deci există posibilitatea ca toți oamenii să fie întâlniți de acest cuvânt pe care l-ați auzit. Și când și ei aud acest cuvânt, rămân oarecum scuturați? Cuvântul lui Iisus, taci și ieși din el, dar eliberați de rău după. În această seară, acest cuvânt ne-a întâlnit pe noi și se răspândește astăzi în Galileea, simbol al vieții cotidiane, în viața noastră cotidiană. Ce ne spune astăzi acest cuvânt, care e acela din acea vreme? Toată Evanghelia va fi o terapie, o logoterapie, un cuvânt care ne vindecă, un cuvânt adevărat care stabilește relații, un cuvânt care alungă din noi imaginile false despre Dumnezeu, despre om, un cuvânt care ne descoperă sentimentele noastre, stârnește sentimentele noastre profunde după infinit, ne dă ochi care văd, gură care vorbește, urechi care aud, care l-aud pe aproapele și nevoile lui și nu aud doar propriile gânduri egoiste. Deci creează un om care să fie om după chipul lui Dumnezeu. Citind, să ținem cont de un lucru general valabil pentru orice carte pe care o lecturăm, dar în special pentru Evanghelie. Când citim Evanghelia, să ținem cont că protagonistul este Iisus și El îndeplinește și face ceea ce spune. El face sau spune ceva pentru cineva. Evanghelia o citim pentru că este protagonistul Iisus și El spune și face, predică, mângâie, dă o poruncă, spune și face, face o minune pentru altcineva, pentru noi. Acel cineva niciodată nu are un nume, căci sunt eu care citesc acum sau ascult acum Evanghelia. Deci acel cineva mă reflectă pe mine. Toate personajele din Evanghelie, personajul principal este Iisus, El spune și face, dă darul vindecării. Celelalte personaje suntem noi, sunt aspecte din viața noastră care sunt vindecate. Deci, ceea ce îi se întâmplă orbului, spre exemplu, care apoi vede, șchiopului care apoi umblă, îndrăcitului care apoi este scăpat de spiritul necurat, mi se poate întâmpla mie dacă vreau. Este darul ce mi este oferit și mie, după cum le este oferit tuturor celorlalți oameni. Nu trebuie să ne identificăm atunci când citim Evanghelia cu Iisus, care merge să elibereze de rău, sau cu Iisus care moare pe cruce. El moare pentru mine, nu trebuie eu să mor pentru El. Ci noi suntem cealaltă parte, suntem omul care primește darul vindecării. Tocmai identificarea cu cel vindecat mă ajută să cresc, mă ajută să călătoresc. Și acesta e catehismul, învățătura bisericii. Să nu creăm catehisme, idei, închipuiri diferite, abstracte. Evanghelia povestește istoria noastră, folosindu-se de istoria acelor personaje care ne reflectă, ne oglindesc, suntem noi.
dacă suntem atenți, ne vom da seama că închiderile și limitele celor vindecați, toți le avem în interiorul nostru. Și noi reacționăm, spre exemplu, ai venit să ne pierzi? De ce vii să ne chinuiești? De ce vii să ne deranjezi? Noi nu în seara asta, nu duminică anunțăm la ora 8, marțea cateheză biblică de la ora 6. Ce are ăsta, de ce mă deranjează? Eu mamele. Da? Și găsim tot felul de scuze. Și rămânem liniștiți, posedați. De diavol. Oh, ce zice ăsta? Nu e niciun posedat. Nu rămânem în agitație, nu rămânem în stres, nu rămânem în problemele noastre, în idolii noștri, punându-le deasupra lui Dumnezeu. Asta înseamnă. Uitând de cuvântul adevărat și refuzând să fim liberi, că nu-i momentul. Vai cât mă torturează aceasta! Mai înainte mă simțeam atât de bine. Ce vrea de la mine? De ce nu mă lasă în pace? Nu. Iisus vrea ca tu să fii liber, să ieși din viziunea ta, din egoismul tău. Deci, întotdeauna este Iisus care face ceva pentru cineva. Ajută schiopul să umble, ajută șchiopul să umble, orbul să vadă, iar acel cineva sunt eu. Și aceasta este o schemă constantă de care trebuie să ținem seama în toate minunile din Evanghelie. Mă bucur că ați venit.